Noi suntem români și multe alte șlagre populare vor răsuna în întreg Sibiul de ziua națională. De 1 decembrie la Sala Transilvania va avea loc cel mai complex spectacol folcloric făcut de Ziua Românilor din 2007 încoace. Cap de afiș sunt Nicolae Furduian cu Veta Biriș și Mariana Angel. Ziua națională va fi sărbătorită cu mai mult fast în anul acesta la Sibiu. Școala Populară de Arte și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și-au dat mâna pentru a pune la cale un adevărat regal folcloric. Iată un cadou muzical din suflet, pregătit de către membrii ansamblului profesionist Cindrelul Junii Sibiului, pentru toți sibienii, pentru toți românii, cu ocazia Zilei Naționale de 1 decembrie. Este o inițiativă de apreciat a Prefecturii și a Consiliului Județean de a organiza diferite manifestări cultural-artistice în această zi festivă pentru noi toți românii. Și iată Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul Junii Sibiu va organiza și se va ocupa de organizarea spectacolului folcloric. Spectacolul va avea loc la Sala Sporturilor Transilvania, din Sibiu, în ziua de 1 decembrie, începând cu ora 12, va fi, de fapt, un mega spectacol, pentru că ne dorim ca mii de sibieni, ca mii de români să vină să cânte, să joace și să trăiască românește alături de artiștii noștri și alături de invitații noștri în spectacol. Pentru că în spectacol va evolua, bineînțeles, orchestra ansamblului profesionist Cindrelul Junii Sibiului, dansatorii noștri, dansatorii de la Junii Sibiului. De asemenea, elevii Școlii Populare de Artă vor prezenta un moment inedit în cadrul spectacolului, iar soliștii vocali, Alina Pinca, Alina Bâcă, Robert Târnăveanu, Daniel Rosalin, Nelu Albu, Viorica Telcean, alături de invitații noștri speciali, Mariana Angel, Veta Biriș și Furdu Iancu, vor încerca să apropie românii de ceea ce înseamnă frumos, de ceea ce înseamnă tradițional, și anume cântecul și jocul popular tradițional românesc. Renumiții artiști care vor urca pe scena Sălii Transilvania vor interpreta cântece patriotice arhicunoscute, cum ar fi Așa e Românul sau Noi suntem români. Nu vor lipsi dansurile populare și momente muzical-coregrafice specifice zonei Ardealului. Spectacolul va începe la ora 12, iar intrarea va fi liberă. Cei care nu vor putea intra în sală vor avea acces la scenă prin intermediul a două ecrane gigant pe care vor fi proiectate momentele artistice.